Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii În Vizor. Sunt Rareș Niculescu, discutăm ca de obicei probleme interesante pentru toți clujenii, pentru toată lumea care se uită la emisiunea noastră. În seara aceasta o emisiune deosebită, pentru că discutăm o problemă care ne vizează pe toți, și anume circulația rutieră, și îl avem în studio în această seară alături de noi pe domnul comisar Sergiu Iulian de la Poliția Rutieră Cluj. Bine ați venit, domnule comisar! Bună seara, domnule Rareș, bine v-am găsit! Vă mulțumesc din suflet pentru invitație și pentru faptul că ne-ați acordat ocazia să putem dezvolta o discuție pertinentă și chiar utilă pentru cei care ne urmăresc la această oră. Iată, un invitat care sunt convins că vă va face plăcere să-l ascultați și care vă va spune lucruri importante despre lucruri care ne interesează pe toți. Principala problema clujanului, care este? Mersul la serviciu dimineața. Nu? Da, este adevărat. Trăim într-o aglomerație urbană, într-un oraș cu foarte mulți locuitori. Până la urmă, aglomerația asta ne place, doar că de cele mai multe ori, în special dimineața, când ne îndreptăm spre serviciu și după masa, când revenim, sigur, valorile de trafic cresc. Este foarte important să știm cum anume să ne planificăm din timp aceste deplasări, cum anume să le facem. Care sunt sfaturile Poliției Rutiere cu privire la modul în care ne putem organiza mersul la serviciu sau la școală dis de dimineață? Pot să le recomand pe această cale telespectatorilor noștri să evite pe cât posibil traversarea zonei centrale a orașului. Și dacă totuși sunt nevoiți să o facă, să-și planifice din timp deplasările, să se înarmeze cu răbdare și, desigur, să nu forțeze pătrunderea în intersecții, chiar dacă semaforul electric le permite acest lucru, tocmai pentru a nu produce sau pentru a nu provoca, mai bine spus, provocarea acestora. Să nu forțeze pătrunderea în intersecție. E un termen destul de tehnic. Poate nu toată lumea înțelege ce înseamnă să există nu forțeze situații în care, aflându-ne în așteptare la semafor, la un moment dat, culoarea verde ne permite să traversăm, ne conferă, mai bine spus, acest drept, doar că, din păcate, în fața noastră există un șir de autovehicule care deja se află în așteptare. Dacă, la rândul nostru, înaintăm chiar și pentru 2, 3 sau 5 metri, atât cât ne permite spațiul, cu siguranță vom risca să blocăm traversarea celor care vin fie din dreapta, fie din stânga noastră. Și atunci ar fi bine să așteptăm pentru ca spațiul de manevră din față să se degajeze, iar noi să putem să facem această manevră în condiții de siguranță. Până la urmă e interesul fiecare dintre noi, pentru că dacă blocăm circulația, blocăm întregul trafic, inclusiv în direcția noastră de mers. Nu doar în direcția noastră de mers, ci și pe deplasările, așa cum am spus, stânga și dreapta, și până la urmă efectul acesta, bumerang, dacă putem să-i spunem așa, se produce și se perpetuează din intersecție în intersecție, riscând sigur să blocăm o anumită zonă a orașului. Care ar fi, domnule comisar, cele mai complicate zone din oraș, dimineața, dis de dimineață, când toată lumea merge la serviciu, merge la școală cu copiii, care ar fi cele mai sensibile puncte din orașul nostru? Sigur, înregistrăm valori mai ridicate, în special pe relația est-vest a municipiului, și mă refer aici în mod special la relația de legătură dintre localitatea, comuna Florești și municipiul nostru. Pentru cei care, până la urmă, vin la serviciu și se întorc după amiaza. Ca idee, pot să vă spun că, după ultimele studii, acest tronson de drum înregistrează valori destul de ridicate, așa, ca să vă faceți o idee, și pentru telespectatorii noștri, este un tronson de drum mai aglomerat decât orice intrare în capitală. Și care sunt sfaturile pe care le-ați adresa celor care vin din Florești către municipiu sau celor care din municipiu merg către Florești, deși probabil că nu este aceeași afluență de mașini către Florești? Care sunt sfaturile pe care le-ați adresa oamenilor care vin dimineața din Florești către Cluj-Napoca? Le recomand floreștenilor să își planifice din timp deplasările,
chiar dacă e nevoie să plecăm cu, nu știu, jumătate de oră dimineața mai devreme, tocmai pentru a nu intra în acel val, cum spunem noi, și pentru a reuși să ajungem în siguranță și, sigur, în timp la serviciu. Le recomand de asemenea să evite acel traseu comun pe care cu toții îl știm, calea Florești, calea Mănăștur, calea Moților, piața Lucian Blaga, strada Napoca, Bulevardul Ierilor și așa mai departe până în Mărăști. Să ia în calcul și alte variante ocolitoare, cum ar fi... Care ar fi aceste variante ocolitoare? Să folosească, spre exemplu, strada Bucium, strada Frunzișului, strada Observatorului, sau, de ce nu, în stânga, pe lângă Cora, prin Grigorescu, pe Bulevardul 1 Decembrie, până la Opera Maghiară și așa mai departe, spre gară sau chiar înspre Mărăști, pe relația strada Oașului, Bulevardul Muncii, dacă e nevoie. Haideți să vedem puțin. Ce face poliția rutieră pentru a ușura clujenilor acest efort pe care îl fac cu toții dimineața în drumul către serviciu, către școală? În general, în fiecare dimineață, colegii mei sunt prezenți acolo, în zonele pe care le considerăm puțin mai fierbinți. Mai mult decât atât, iau măsuri doar dacă situația o impune. În general, grija noastră, a celor de la Poliția Rutieră, este ca intersecțiile să nu se blocheze efectiv, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de fluență chiar și redusă, dar... Dacă ar fi să puneți degetul pe o intersecție, care intersecție credeți că e cea mai complicată din orașul nostru? Nu știu dacă există o intersecție sau am putea face un top al intersecțiilor ca fiind cele mai complicate. Problematice la orele de vârf sau mai aglomerate la orele de vârf ar fi, până la urmă, zona piața Lucian Blaga, piața Cipariu, piața Ștefan cel Mare, piața Mihai Viteazu și, de ce nu, piața Unirii. Ați pomenit de strada Frunzișului, de exemplu, ca variantă posibilă de ocolire, dar în același timp, strada Frunzișului este una dintre străzile unde se petrec cel mai frecvent accidente de circulație. E o stradă periculoasă, nu? Așa este. Până nu de mult, în zona acestei străzi înregistram accidente de circulație destul de multe ca număr. Din fericire, în urma eforturilor pe care Poliția Rutieră, împreună, desigur, cu administratorul drumului public, și mă refer aici la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, le-au făcut deopotrivă, s-a reușit instalarea celor praguri de sol în zona Lidl. Pot să vă spun că până la momentul de față, de la data instalării acestor praguri de sol, nu am mai înregistrat accidente rutiere grave. Și asta, sigur, este pentru noi un mare câștig. Despre punctele fierbinți ale Clujului, despre accidentele care se petrec în orașul nostru, să vedem în continuare un scurt material. Toată lumea este grăbită, toată lumea are câte o grijă, câte o preocupare. Aflați la volan, mulți clujeni uită însă de respectul pe care îl datorează oamenilor din jurul lor, de multe ori cu consecințe grave. Trecerea de pietoni pare să nu mai fie acel spațiu de securitate destinat oamenilor care merg pe jos într-un oraș dominat de mașini. Într-o singură zi, de exemplu, 3 pietoni au fost loviți de șoferi imprudenți sau nepăsători chiar pe zebră. Iată ce anunță Poliția Rutieră că s-a întâmplat în doar 24 de ore în Cluj-Napoca. Miercurea trecută, în 18 septembrie, cu câteva minute înainte de ora 8, pe Bulevardul Muncii s-a produs un accident rutier. O femeie de 35 de ani din Cluj-Napoca, aflată la volan, a accidentat o tânără de 15 ani, care era angajată regulamentar în traversarea drumului public, prin loc permis și semnalizat corespunzător, românește spus, pe trecerea de pietoni. În aceeași zi, la ora 9 și 10 minute, pe strada Plopilor a avut loc un alt accident. Un bărbat a accidentat o femeie de 20 de ani, care de asemenea traversa strada pe trecerea de pietoni. Tânăra a fost lovită puternic, potrivit unui martor citat de presă. În urma impactului, femeia a fost aruncată câțiva metri și a rămas pe asfalt nemișcată. Tot miercurea trecută, în jurul orei 19, în piața Cipariu, o femeie care conducea un autoturism ajunsă la trecerea de pietoni aflată la intersecția cu strada Posada a accidentat un bărbat de 62 de ani. 3 accidente pe trecerea de pietoni într-o singură zi. Semn serios de întrebare în ceea ce privește siguranța oamenilor pe străzile din oraș, dar și în privința atenției și responsabilității șoferilor. Am văzut acest subiect și îl discutăm în continuare cu comisarul Sergiu Iulian din cadrul Poliției Rutiere Cluj. Iată o preocupare care cred că este de înțeles pentru toată lumea. Mai suntem în siguranță pe trecerea de pietoni? Da. Ca să le răspund telespectatorilor noștri, da, suntem în siguranță pe trecerea pentru pietoni.
atâta timp cât suntem responsabili cu viața noastră. Pentru că, până la urmă, responsabilitatea este de ambele părți. Atât de partea conducătorilor auto, cât și de partea pietonilor care traversează strada, chiar pe trecerea pentru pietoni. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să supun atenție dumneavoastră comportamentul pietonilor care de cele mai multe ori lasă de dorit. În sensul că ei consideră mereu că au un drept legal de a traversa, dar uită... Păi nu au un drept legal de a traversa pe acel spațiu? Este foarte adevărat. Marcat, nu? Pe zebră? Este perfect adevărat. Din păcate, un drept legal niciodată nu se naște singur. Aduce cu sine o serie de obligații. Obligații pe care, din păcate, noi, în calitate de pietoni, de cele mai multe ori uităm să le punem în practică. Și anume, avem obligația de a ne asigura temeinic înainte de a începe, practic, traversarea efectivă. Cum trebuie să procedeze un pieton responsabil în momentul în care traversează strada? Care sunt prevederile legale? Care sunt sfaturile dumneavoastră ca polițist? Înainte de a traversa, orice pieton are obligația de a se asigura temeinic, atât în stânga cât și în dreapta, și mai mult decât atât, să se asigure că cei care circulă pe acel sector de drum, la acel moment, au înțeles intenția pietonului de a traversa. Cum se manifestă această intenție? Cum trebuie noi, ca pietoni, să ne manifestăm intenția de a trece drumul? Care este gestul pe care pietonul trebuie să-l facă pentru ca șoferul să priceapă acest lucru, pentru ca șoferul să pună frână sau să încetinească? Pur și simplu să nu ne aruncăm pe trecerea pentru pietoni, să așteptăm până când conducătorii auto, și nu doar conducătorii auto, pentru că vorbim aici și de alte categorii de participanți la trafic, spre exemplu, bicicliștii, mopediștii, motocicliștii, care în final au și aceeași obligație. Deci să așteptăm până când aceștia fie au redus viteza de deplasare, fie au oprit în dreptul marcajului pietonal sau, mă rog, a zebrei, cum spunem noi în termeni populari. Bun, deci, practic, ce spuneți dumneavoastră este că vina este împărțită și a pietonilor care nu sunt suficient de atenți și a automobiliștilor, a conducătorilor auto care poate nu sunt la rândul lor suficient de atenți cu pietonii care intenționează să traverseze. Dar conducătorul la auto, ce trebuie să facă când se apropie de o trecere de pietoni? Pentru că ne-a spus care este conduita de așteptat din partea pietonului, dar din partea conducătorului auto. Sigur că de cealaltă parte, când suntem la volan, trebuie să avem o conduită preventivă. Să reducem, în primul rând, viteza de deplasare în preajma trecerilor pentru pietoni, chiar dacă acestea sunt semaforizate sau nu. Sens în care ar trebui să ridicăm piciorul de pe accelerație și să fim pregătiți în orice moment să imobilizăm vehiculul dacă situația o impune în cel mai scurt timp. Și acum vine întrebarea care este legată de profesia dumneavoastră. Ce face poliția rutieră pentru a se asigura că atât drepturile pietonilor, cât și drepturile conducătorilor auto sunt respectate în astfel de situații? Păi, în primul rând, putem vorbi de acțiunile în trafic ale colegilor mei, acțiuni pe care le desfășurăm aproape zilnic. Sigur, având în vedere cauzele principale de producerea accidentelor rutiere. În topul celor trei cauze, cauza neacordării priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea drumului public ocupă cel de-al doilea loc. Din fericire, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, pot să vă spun... Ce se află pe primul loc? Pe primul loc se află indisciplina pietonilor, adică acele traversări neregulamentare despre care vorbim, și pe cel de-al treilea loc se află neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Bun. Ce înseamnă acest lucru? E destul de, o noțiune destul de vagă. Ce înseamnă adaptarea la condițiile de drum? E ceva care nu este neapărat cuantificabil. Cum anume putem să le pretindem oamenilor să adapteze modul lor de a conduce mașina la condițiile de drum? Cum se măsoară acest lucru? Sigur, pare greu de definit noțiunea asta de adaptarea vitezei la condițiile de drum. Până la urmă, această obligație rămâne în sarcina conducătorilor auto, care, în primul rând, trebuie să țină cont de configurația drumului,
de, nu știu, condițiile meteorutiere, care de cele mai multe ori pot fi nefavorabile, de faptul că urmează să întâlnim un sector de drum cu o succesiune de curbe și așa mai departe. Și atunci, până la urmă este vorba despre prudență, nimic altceva. Este vorba de prudență și până la urmă de previziune. Adică dacă avem o conduită preventivă, cu siguranță putem să evităm acele evenimente nedorite, dacă situația impune. Clujul este, din păcate, campion la accidente rutiere. Vom vedea în continuare un material informativ bazat pe o statistică realizată în anul 2016. Este ultima statistică disponibilă în acest moment și vom discuta cele prezentate în continuare cu domnul comisar Sergiu Iulian. Statistică cel puțin îngrijorătoare pentru Cluj. Județul nostru se situează pe primul loc într-un top al accidentelor rutiere după capitala țării, municipiul București. Este vorba despre un top realizat pe baza datelor disponibile în anul 2016. Iată cum stăm la acest capitol. Într-un singur an au avut loc 1294 de accidente rutiere, în urma cărora 54 de persoane și-au pierdut viața, iar 1718 au fost rănite. În acest top al accidentelor se mai află județele Constanța, Iași, Suceava. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în 2016, ultimul an pentru care sunt disponibile astfel de statistici, în România s-au produs peste 30.000 de accidente rutiere. Acestea s-au soldat cu aproape 40.000 de răniți și aproximativ 2.000 de morți. Am văzut informațiile și le discutăm în continuare. Ce facem, domnule comisar? Iată, oamenii își pierd viața, își pierd sănătatea pe drumurile din județul nostru. Știți că am urmărit cu interes statisticile prezentate de către dumneavoastră. Părerea mea personală este că ar trebui să luăm în balanță nu doar efectele sau, mai bine spus, consecințele acestor accidente. Cred că ar trebui să ținem cont, în primul rând, și de infrastructura rutieră și, pe de altă parte, de legislația rutieră în vigoare. Cred că există posibilități de îmbunătățire. Și, sigur, în acest sens, împreună cu administratorii drumurilor publice, fie că vorbim de primăriile localităților sau de Direcția Regională de Drumuri și Poduri sau chiar de Consiliul Județean, facem demersuri pentru ca, acolo unde constatăm deficiențe sau carențe, să putem îmbunătăți sistematizarea sau semnalizarea rutieră. S-au luat deja o serie de măsuri, de exemplu, instalarea unor separatoare de sens pe dealul Feleacului. Sunt măsuri care au fost contestate, sunt măsuri care au fost interpretate de localnicii din zonele respective, dar se pare că au adus totuși niște beneficii. Este adevărat. Din fericire, în anul 2015, Compania Națională a Infrastructurii Rutiere din România a demarat un proiect intitulat Sate Lineare în Punctele Negre. Proiect care, până la un punct, a fost realizat, după care, sigur, în urma nemulțumirii cetățenilor, a fost sistat. Împreună cu administratorul drumului și, desigur, ținând cont și de propunerile cetățenilor, care, de cele mai multe ori, să știți că au fost pertinente, am încercat și încercăm să găsim o serie de soluții care să permită desfășurarea traficului în condiții de siguranță. Și mă refer aici, în special, la lipsa celor puncte de întoarcere. Pot să vă spun că la momentul de față există un proiect supus spre aprobare cu, sau mă rog, care cuprinde acele puncte de întoarcere și care inițial nu au fost prevăzute în proiect. Mai este dealul Feleacului, acea curba morții de care se, care era, până la urmă, a fost legendară, nu? Dealul Feleacului era considerat un loc extrem de riscant din punct de vedere al traficului rutier. Mai există această problemă acolo la Feleac? Nu mai este, din fericire. Să știți că odată cu acei parapeți din beton care separă până la urmă sensurile de mers, a scăzut și numărul accidentelor și a scăzut chiar semnificativ, să știți. Și care sunt totuși nemulțumirile oamenilor? Că nu mai pot să întoarcă mașina, nu mai pot să treacă utilajele agricole, care sunt sursele de nemulțumire ale oamenilor? Problema utilajelor agricole, dacă nu mă înșel, a fost ridicată de cetățenii din comuna Tureni.
odată cu instalarea acelor parapeți din beton care fac legătura dintre ieșirea din localitatea Turen și până la intrarea în localitatea Turda. În acest moment pe ecran imagini cu parapeții de la Turen. Îi vedem acum pe ecran și continuăm discuția pe marginea acestui subiect. Iată acei parapeți care au stârnit nemulțumirea localnicilor, în același timp se pare că au avut efecte benefice din punct de vedere al traficului rutier. Este adevărat. Până la urmă, chiar dacă au stârnit o serie de nemulțumiri, efectul scontat a fost atins în sensul că în această zonă unde noastră și telespectatorii puteți observa acei parapeți din beton montați de la ieșirea înspre municipiul Turda și până la intrarea în municipiul Turda, cu ceva timp în urmă înregistram accidente rutiere grave, soldate cu vătămări sau chiar decese de persoane. Odată cu instalarea acestor separatori de sens, numărul accidentelor a scăzut semnificativ. Practic, efectul scontat de către noi a fost atins. Cum se stabilește? Cum sunt amplasați astfel de separatori de sens? Cine decide locul, cine decide oportunitatea instalării unor astfel de măsuri, unor astfel de obstacole în mijlocul drumului? Care, iată, dumneavoastră spuneți că au produs rezultate, localnicii sunt nemulțumiți și au unele obiecții. Cine hotărăște unde se pun astfel de obstacole? Până la urmă, realizarea unor amenajări rutiere cade exclusiv în sarcina administratorului drumului public. În situația de față, în sarcina Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj. Sigur, ținând cont de observațiile sau, mai bine spus, de criticile aduse de către cetățenii acestui proiect, împreună cu ei am încercat să găsim soluții de îmbunătățire acestui proiect. Sens în care lucrările au fost sistate pentru efectuarea unui audit de siguranță rutieră de către specialiști din cadrul Companiei Naționale a Infrastructurii Rutiere, urmând ca, desigur, la momentul la care vom avea o soluție finală să le și punem în practică. Haideți să revenim puțin la Cluj-Napoca, la municipiul nostru, la orașul în care locuim. Sunteți conducător auto, ca mai toată lumea. Care sunt sfaturile dumneavoastră omenești? Nu neapărat din calitatea dumneavoastră de polițist, de comisar al Poliției Rutiere. Care ar fi recomandările dumneavoastră așa umane pentru oamenii care participă la trafic? Ce ar trebui să facă oamenii în viața lor de zi cu zi pentru a ne ușura tuturor viața pe drumurile publice, pe străzile orașului? Cred că, în primul rând, ar trebui să ne autoeducăm. Să dăm atenție acestor reguli de circulație care, sigur, la prima vedere pot părea așa niște chestiuni foarte ușoare. Din păcate, dacă nu respectăm cu strictețe ceea ce ne spune legiuitorul, riscăm să fim implicați de cele mai multe ori în evenimente rutiere nedorite. Haideți să lăsăm la o parte grijile cotidiene, stresul sau toate problemele care ne încarcă și atunci când urcăm la volan sau pe motocicletă, pe bicicletă sau chiar când suntem pietoni, să încercăm să ne concentrăm puțin la traficul rutier și la ceilalți care se află în jurul nostru. Să încercăm să ne gândim la cele spuse de domnul comisar Sergiu Iulian. Până în alta, noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Ma
magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vino în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Am revenit în direct la emisiunea În Vizor, alături de mine în această seară domnul comisar Sergiu Iulian de la Poliția Rutieră. Ce am făcut noi în pauza de publicitate? Ne-am uitat pe telefonul mobil. Ce fac oamenii când se opresc la semafor sau când merg cu mașina în trafic? Se uită puțin la telefonul mobil. Care sunt, domnule comisar, riscurile dacă ne uităm la Facebook, ne uităm la mesaje, ne uităm la mail-uri în timp ce conducem mașina? Într-adevăr, acest fenomen al folosirii telefonului mobil a luat amploare în ultima perioadă. Pentru că dacă nu până nu de mult foloseam telefonul mobil doar pentru convorbiri, iată că odată cu apariția acestor smartphone-uri am început să le utilizăm și pentru alte aplicații. Nu știu, fie că vorbim de Facebook sau alte rețele sau canale de socializare. Așa cum spuneați și dumneavoastră, observăm cu ușurință la semafor, atunci când ne aflăm în așteptare, toată lumea pune mâna, sau cel puțin are tendința să pună mâna pe telefonul mobil. Din păcate, aceste activități sunt desfășurate de către unii dintre conducătorii auto chiar în timpul mersului. Vine și cu sancțiuni acest obicei de a pune mereu mâna pe telefonul mobil, dar ne uitam mereu la mesaje. La momentul la care discutăm noi, legislația rutieră din România prevede faptul că este interzisă folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, în afara acelui dispozitiv de tip hands-free sau, sigur, fiind conectat la sistemul Bluetooth al
autoturismului. Practic, asta este și recomandarea pe care o facem conducătorilor auto, să evite pe cât posibil folosirea acestor telefoane mobile în timpul conducerii, pentru că acele câteva secunde care practic îți distrag atenția de la câmpul vizual, de cele mai multe ori să știți că pot fi fatale. De câte secunde e nevoie ca să te trezești că ai fost implicat într-un accident? Sigur. O secundă de atenție la telefon și de lipsă de atenție la trafic s-ar putea să ne aducă într-o situație neplăcută. Cu siguranță. Și dacă tot vorbim de aceste neasigurări, ca să spun așa, în special în zona trecerilor pentru pietoni, este suficient să folosim un telefon mobil preț de 2-3 secunde ca intempestiv să apară brusc un pieton pe marcajul pietonal și pe care, sigur, nu avem cum să-l observăm. Frânăm, dacă mai frânăm, dacă nu, pur și simplu îl spulberăm. Mi-ați povestit astăzi în pregătirea emisiunii noastre cum abordează alte state această problemă a utilizării telefonului mobil la volan și mi-ați dat ca exemplu Germania, care are o atitudine destul de drastică în ceea ce privește utilizarea telefonului mobil la volan. E adevărat, să știți, autoritățile din Germania au constatat faptul că acest fenomen este destul de îngrijorător, dacă putem spune, și chiar a luat amploare în ultima perioadă. Din câte știu eu, la momentul de față, în cazul unor accidente rutiere soldate cu vătămări corporale, poliția rutieră din Germania ridică, în primul rând, telefoanele mobile ale conducătorilor auto implicați în accidente. Sigur, pentru a verifica ultima actualizare pe Facebook, ultime mesaje trimise și așa mai departe. Practic, în acest fel, stabilesc eventuala vinovăție a participantului la trafic dacă a accesat telefonul mobil, dacă a dat mesaje în momentul petrecerii acelui incident rutier. Exact. Până la urmă, sunt niște activități de natură a le distrage atenția conducătorilor auto. Și cred că asta este cea mai bună încadrare. Una este să folosești telefonul mobil pentru a efectua o convorbire și alta este să folosești telefonul mobil pentru a vizualiza sau a posta pe Facebook, spre exemplu. Chiar săptămâna trecută vreau să vă spun și să informez pe telespectatorii noștri faptul că am avut o campanie derulată la nivel european în cadrul calendarului TISPOL al Poliților Europene, o săptămână de acțiuni intitulată Focus on the Road. În cadrul acestei acțiuni, practic, poliția rutieră a urmărit combaterea acelor activități care pot distrage conducătorilor auto atenția în timpul procesului de conducere. Nu în ultimul rând, vreau să le reamintesc că ziua de 19 septembrie a fost declarată ziua Eduard, practic ziua fără decese din accidente rutiere la nivel european. Cel puțin la nivelul județului Cluj, vreau să vă spun că acest obiectiv a fost atins. Este o veste bună. Pentru o zi nu s-a înregistrat niciun deces în județul nostru din cauza accidentelor rutiere, deși suntem oarecum în topul național al evenimentelor rutiere periculoase. Haideți să mergem puțin mai departe, să discutăm puțin despre situația bicicliștilor. Din ce în ce mai multă lume folosește bicicleta, din ce în ce mai mulți bicicliști sunt întâlniți pe străzi, pe drumurile naționale, chiar pe trotuare. Care este reglementarea legală în ceea ce îi privește pe bicicliști? Care sunt normele de securitate pe care și aceștia, ca toată lumea, trebuie să le respecte? Sigur, până la urmă, fenomenul bicicliștilor la nivelul municipiului nostru consider că va lua amploare în perioada imediat următoare, pentru că circulația bicicletelor este, dacă putem spune, și desigur a mijloacelor de transport în comun, viitorul Clujului. Legiuitorul a prevăzut și a reglementat foarte bine circulația bicicletelor, sens în care bicicliștii sunt obligați să circule pe carosabil, cât mai aproape de bordura trotuarului din partea dreaptă, sau dacă există piste pentru biciclete amenajate, aceștia sunt obligați să le folosească, nici de cum pe trotuar. Există însă câteva situații la nivelul municipiului în care pistele pentru biciclete au fost amenajate pe trotuar. Dar vreau să vă spun că odată cu modernizarea acelor străzi, care sigur la momentul de față este la nivel de discuție, de proiect, am prevăzut și am solicitat relocarea acestor piste de pe trotuar
pe carosabil. Ca să fie foarte clar pentru toată lumea, bicicliștii nu au dreptul legal de a circula pe trotuar. Nu. Dar în ceea ce privește casca pe care unii bicicliști o poartă, alții nu o poartă, este aceasta o reglementare legală? Codul rutier din România prevede, sau mai bine spus, recomandă bicicliștilor portul acestei căști de protecție. Din păcate, în trafic întâlnim rare ori situații în care bicicliștii poartă astfel de căști. Și dacă tot e să facem o comparație între România și un stat occidental, Germania, dacă tot am luat în calcul Germania, cred că până la urmă cu toții am avut ocazia să ajungem acolo și să observăm dimineața, când toată lumea merge la muncă sau la școală, să observăm că toată lumea, fără nicio excepție, poartă cască de protecție. Și revenim totuși la cultură și la educație și să înțelegem până la urmă că acea cască de protecție o purtăm pentru noi și pentru a ne proteja viața, nu de frica sau la fel de ca poate centura de siguranță pe care mulți dintre noi nu o luăm în serios. Sigur că da. Centura de siguranță și în general neportul centurii de siguranță îl întâlnim cel mai frecvent în localități. Dar vreau să vă spun că cele mai multe accidente rutiere se produc, din păcate, în localități. Ați întâlnit cu siguranță în cariera dumneavoastră de polițist domeniu rutier cazuri în care centura de siguranță ar fi putut salva o viață. Puteți să ne spuneți un astfel de caz? Aveți un exemplu care v-a rămas în minte din lucrurile pe care le-ați văzut? Da, am avut experiența nefericită de a participa la cercetările care noi le facem cu ocazia accidentelor rutiere. În urmă cu vreo câțiva ani, în urma unui accident rutier grav, soldat cu decesul la 3 persoane pe strada Traian Vuia, am constatat că niciunul dintre pasageri și nici conducător la auto, la momentul impactului, nu purta centura de siguranță. Sunt convins că dacă ar fi făcut-o, rezultatele, sau mai bine spus, consecințele ar fi fost cu totul altele. Mai vedem în continuare încă un material foarte scurt despre accidentele petrecute în România și despre locul pe care îl ocupăm în lume, în Uniunea Europeană, din punct de vedere al incidentelor rutiere. În anul 2001, Uniunea Europeană și-a anunțat ca obiectiv reducerea numărului morților în accidente rutiere, obiectiv important și pentru România, în condițiile în care anual în țara noastră 2000 de oameni își pierd viața în accidente de mașină, iar 30.000 sunt răniți. Din 2001 până în 2016, Lituania a reușit o reducere de 73% a numărului de victime ale accidentelor rutiere. Letonia, Spania și Portugalia au reușit în aceeași perioadă să reducă numărul victimelor cu peste 66%. La polul opus s-au aflat România, Bulgaria, Olanda și Finlanda. În ceea ce privește rata mortalității, în 2016, media Uniunii Europene a fost de 51 de decese la 1 milion de locuitori. Cel mai prost au stat România și Bulgaria, cu 97, respectiv 98 de decese la 1 milion de locuitori. Iată așadar, concluzii destul de neplăcute și chiar tragice ale acestui studiu, ale acestei statistici europene pe care am prezentat-o. Practic, o populație echivalentă cu populația comunei Florești din acest moment își pierde o mână, un picior, își pierde vremea în spital, pățește ceva din cauza unui accident rutier. Ce facem, domnule comisar, pentru a reduce acest număr înfiorător al accidentelor rutiere? Într-adevăr, consecințele accidentelor rutiere pe drumurile din România nu sunt tocmai pe placul nostru. Părerea mea personală, așa cum am spus și mai devreme, este că ar trebui să punem în balanță nu doar efectele sau consecințele acestor accidente, ar trebui să ținem cont de toate palierele și am făcut referire aici la infrastructură, am făcut referire la legislație și, desigur, ar trebui să discutăm puțin și despre educație. Pentru că între noi și cetățenii statelor occidentale există oarecum mici diferențe de, fie că vorbim de educație, fie că vorbim de cultură, de civilizație și așa mai departe, care ar trebui abordate încă din fașă. Adică de la grădiniță sau din școala primară. Și noi facem astfel de activități de educație rutieră pentru a încuraja
educația rutieră în școli? Sigur că există, împreună cu colegii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității. Efectuăm activități de educație rutieră în școli și chiar în grădinițe. Din păcate, însă, în România, la momentul la care vorbim, nu există o materie de sine stătătoare. Cum se desfășoară o astfel de lecție în școală, în grădiniță, în școala primară, o astfel de lecție de educație rutieră? Ce sunt învățați copiii acolo? Practic, sunt învățați chestiile elementare, desigur, în funcție de vârsta pe care o au. Încercăm să le captăm atenția cu materiale video, respectiv cu proiectarea unor filmulețe care le simulează sau, mai bine spus, le arată acele împrejurări în care pot fi implicați în evenimente rutiere, cu recomandările de rigoare. Urmează un scurt dialog între colegii mei și copilașii de grădiniță sau de școală, după caz, cu privire la ce ar trebui să facem, pe unde să traversăm strada, în ce condiții putem să traversăm atunci când coborăm din autobuz, atunci când nu există un marcaj pietonal, pe care culoare la semafor ar trebui să traversăm și așa mai departe. Haideți să vă pun în încheierea emisiunii o întrebare oarecum personală. Care vi se pare dumneavoastră, nu ca polițist, ci ca om, cel mai important, cel mai stringent, cel mai de actualitate lucru care ar trebui rezolvat la Cluj-Napoca din punct de vedere al securității rutiere? Cred că, în primul rând, putem vorbi de educația noastră. Putem vorbi de comportamentul nostru în trafic. Trăim într-o aglomerație urbană, cum vă spuneam mai devreme, și chestia asta ne place. Dar, în același timp, trebuie să avem un respect deosebit pentru ceilalți participanți la trafic. Să nu fim puși în situația de a incomoda, de a jena, și dacă chiar se întâmplă, fie să ne cerem scuze, fie să încercăm să ne corectăm acest comportament. Ce are de spus poliția rutieră în ceea ce privește un fenomen destul de des întâlnit, claxonul? Le recomand cu încredere să nu abuzeze de acest obicei sau această îndelenicire, pentru că până la urmă nu face decât să sporească, mai bine spus, tensiunea celorlalți participanți la trafic. Și cred că dacă toți suntem ardeleni, am putea să abordăm o atitudine așa mai calmă și mai tradițională, așa, în ceea ce ne privește pe noi, și să așteptăm să se degajeze traficul din față și nu doar să claxonăm așa în neștire până la capăt. Emisiunea Vizor se încheie aici. L-ați avut în studio și l-ați ascultat pe domnul comisar Sergiu Iulian din partea Poliției Rutiere Cluj, care ne-a lămurit cu câteva probleme legate de problemele cu care ne confruntăm cu toții, de trafic, de circulația rutieră. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. În studio va veni fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar, cu care vom discuta despre referendumul pentru familie. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invit să urmăriți câteva secvențe dintr-un film de prevenire rutieră, care nouă ni s-a părut interesant, care abordează într-un fel oarecum umoristic și pe înțelesul copiilor acest fenomen. Până mâine, la revedere, numai bine tuturor! Stop at the curb. Look to the right. Look to the left. Look to the right again. Then if the road is clear of traffic, walk straight across the road. Walk straight across the road. Stop at the curb. Look to the right. Look to the left. Look to the right again. Then if the road is clear of traffic, walk straight across the road. The curb. Stop at the curb. Look to the right. Look to the right. Look to the left. Look to the left. Look to the right again. Then if the road is clear of traffic, walk straight across the road. Don't run. Walk straight across the road.
dureri de oase sau ale coloanei vertebrale, apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Magazinul Papionet din Iulius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, buton și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Îți faci planuri pentru o nouă casă? Noi suntem planul tău perfect. Moți Construct construiește pe strada Soporului numărul 7, cel mai nou ansamblu rezidențial de locuințe. Moți Construct oferă celor în căutare de locuințe de calitate compartimentări diverse care pot satisface cu ușurință cele mai exigente dorințe. Apartamente cu una, două sau trei camere semifinisate și, foarte important, cu balcoane generoase. Moți Construct este cel mai în vogă ansamblu rezidențial din Cluj. Tu ce mai aștepți ca să te muți acolo? DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Tăietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Când e vorba de siguranță, fiecare minut contează, fiecare secundă e importantă. Suntem acolo unde e nevoie, mereu la timp pentru siguranța ta totală. Pentru cel mai scurt timp de intervenție, echipaje pe cartiere. Pânda Total Security. Cu ochii mari la pândă. Restaurantul Perla din cartierul Zorilor organizează nunți, botezuri și orice alte evenimente pe care doriți să le sărbătoriți cu cei dragi. Dar banii de pe această reclamă nu ar merita dacă nu v-am spune că avem și o terasă excepțională, unde vă puteți răcori seara în fața unei beri sau unui suc cu prietenii voștri. Restaurantul Perla, în același loc, pe strada Pasteur 56. De limba mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Iulius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau gyros pizza sau faimoasa Leonidas pita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul spartan din Iulius Mall și participă la Revoluția din Cartea de Bucate. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Bun
bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Invitata mea de astăzi este Floriana Brahoveanu. Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Și povestim despre... Dar cel mai bine ar fi să nu spunem de la bun început despre ce povestim, ci să le spunem telespectatorilor cu ce vă ocupați. Sunteți psiholog și asistent social de câți ani? Da, sunt asistent social de aproape 20 de ani și psiholog de vreo 15 ani. Și sunt în momentul de față președinta unei asociații din Câmpia Turzii, ProAssist, o care are un centru de zi pentru tineri cu dizabilități. Lucrați cu copii cu nevoi speciale de mai bine de un deceniu. Da, da, așa este. Iar tema emisiunii de astăzi este, așa foarte grosomodo, cum să ne comportăm cu copiii cu nevoi speciale. Pentru că ni se întâmplă să ajungem în diferite situații în preajma acestora și eu personal nu știu cum să reacționez, nu știu cum să mă comport. Și am ales pentru asta să vorbim despre cum ne comportăm în prezența copiilor cu sindrom Down. Da. Acești copii sunt copii minunați, ca toți copiii, de altfel. Ce au ei în plus față de copii obișnuiți este marea lor disponibilitate de iubire. Sunt extrem de afectuoși, extrem de calzi și sunt capabili să ofere foarte multă iubire. Așa că trebuie să ne purtăm cu ei ca și cu proprii noștri copii. Natural. Dar uneori această manifestare poate să-i sperie pe cei care nu sunt la curent cu dragostea pe care și-o exprimă în mod frecvent copiii cu sindrom Down și tinerii. Eu consider că lumea trebuie să fie mai deschisă la informații. Ar trebui să fie mai deschisă, să citească mai mult, să cunoască mai mult, pentru că te lovești de acești copii, nu se știe în ce împrejurare și trebuie întotdeauna să știi care este cea mai bună atitudine, pentru că, de exemplu, pentru copii cu Down este un mod de a-i aborda, alți copii cu alte probleme au alt mod de abordare. E important să fii deschis, să privești un moment înainte de a te apropia de ei, să privești la ei, să încerci să înțelegi un pic din manifestarea lor non-verbală și abia după aceea să poți să reacționezi. Este o situație destul de dificilă. De multe ori părinții sunt cei care sunt extrem de protectori, din foarte multă iubire pentru copii, îi țin puțin ca într-un glob de sticlă și nu permite această comunicare directă cu ei. Dar acolo unde este deschidere din partea părintelui și cel care vine din afară simte asta și atunci se poate manifesta natural. Natural ce înseamnă? Ce înseamnă natural? Mai există naturalul... Ce înseamnă să te porți cu un copil obișnuit? Să-i zâmbești, în primul rând, că zâmbetul este primul semnal de comunicare între două persoane străine. Să-i zâmbești, să te apropii de el, să cobori la nivelul înălțimii lui și să-i vorbești. Iar de acolo comunicarea cu un copil Down este foarte simplă. Îți va sări în brațe, te va strânge, te va lua de gât, îți va zâmbi și va fi foarte fericit că i-ai dat atenție. Și de acolo este foarte simplu să stai de vorbă cu el, să te joci cu el, să comunici cu el. Copiii cu sindrom Down pot fi ușor recunoscuți și datorită unor anumite aspecte care se văd inclusiv pe față. Puteți să ne spuneți care sunt acestea? În primul rând e fețișoara copilului. Este rotundă ca o lună, cum zicem noi, dar cu o frunte puțin înaltă, puțin tășită, o expresie a privirilor un pic fixă, dar cam atât se rezumă partea exterioară. Eu zic că cel mai important este să-l recunoști după zâmbet. Are un zâmbet permanent în general și sunt copii puțin mai plinuți față de copilul obișnuit. N-ar spune că este obez, dar sunt copii mai plinuți un pic față de copilul tipic. Are nevoie, în afară de afecțiunea pe care o caută în permanență, are nevoie de ceva în plus, un copil sau un tânăr cu sindrom Down? Toți copiii cu nevoi speciale au nevoie de ceva în plus. În primul rând au nevoie de înțelegere și de acceptare. Asta este primul lucru. Ei oricum au un comportament puțin diferit față de copilul tipic și atunci trebuie să-l înțelegi, să-i înțelegi nevoia și să vină în întâmpinarea lui. Haideți să luăm un caz concret. În învățământul de masă, copilul are un coleg cu sindrom Down.
În momentul în care vrei să faci o invitație pentru toată clasa la o petrecere aniversară, haideți să luăm și o vârstă concretă, 10 ani, trebuie să te pregătești în mod special? Eu zic că nu. Trebuie să-l tratezi ca pe oricare alt copil. Îi faci invitație obișnuit, el va veni la întâlnire obișnuit și va fi tratat exact ca și ceilalți copii. Mai ales în cazul din acesta de colectivitate, nici nu este recomandat să dai o atenție deosebită. Fiindcă se va întâmpla să se simtă proști ceilalți copii. El este un copil ca toți ceilalți, este integrat, mai ales dacă este la școală, și trebuie tratat ca atare. Deci obișnuit. Să luăm un alt exemplu, o competiție sportivă. Se organizează la nivel de clasă sau de școală. Probabil nu va alerga la fel de repede sau nu va pedala la fel de repede ca și colegii lui. Ne comportăm în mod special cu el? Nu va alerga la fel de mult, dar va fi la fel de entuziast. Și atunci este important să-l susții pentru entuziasmul lui și pentru faptul că participă. Și să știți că la asemenea competiție am avut prilejul să fiu de față, chiar colegii sunt cei care îl susțin. Și pentru el este o bucurie dacă reușește să ajungă la linia de sosire. Nu contează al câtelea este. Iar dacă are și aplauzele celor din jur, pentru el este suficient. Este fericit. Asta e important. Da. Fericirea copilului este cea mai importantă. Vorbim frecvent despre copii, dar avem și tineri, avem și adulți cu sindrom Down. Aceștia au nevoie de un tratament special? Este o situație, zic eu, puțin dificilă, în sensul în care cu cât crește, copilul devine adult, are nevoile unui adult, se schimbă și fiziologic și eu consider că pentru părinți începe o perioadă puțin mai grea, pentru că trebuie să știe să-i răspundă acestor nevoi fiziologice care apar în timp și cu atât mai mult e necesară integrarea lui în societate. Iar aici este o mică problemă. Am spus că părinții sunt de multe ori super protectivi și îi țin așa puțin izolați de lume, fără să se gândească că acest tânăr dorește să fie între oameni, mai ales copilul cu Down, tânărul cu Down, să fie între oameni, să fie util, să fie apreciat. Și atunci eu pe toți părinții aceștia îi sfătuiesc să lase copilul să iasă în lume. Sigur că vor fi momente de multe ori grele pentru ei, fiindcă așa nu toată lumea înțelege ce sunt ei sau ce simt ei. Dar este bine să fie lăsat să iasă în lume. Pentru că și lumea se obișnuiește cu ei, ei înțeleg altfel relațiile cu cei din jur și ei pot să fie utili. Pot să facă foarte multe lucruri care chiar un adult, un tânăr obișnuit nu le poate face, repetitive, de exemplu. Și le place să fie de folos și să fie apreciați. Să luăm un exemplu, un alt exemplu, un bărbat, pentru că la 30 de ani, de exemplu, chiar dacă suferă de sindromul Down, are aspectul unui bărbat. Un bărbat foarte drăgăstos, pentru că a rămas la vârsta copilăriei. Da, și pentru că asta este trăzătura lor specifică. Exact. Cum procedăm în momentul în care un bărbat de 30 de ani vine în parc și vrea să te îmbrățișeze? Da, e o problemă aici. Și de aici este foarte important cum sunt crescuți. Pentru că ei au o capacitate de înțelegere, chiar dacă nivelul, să zic, dezvoltării mentale este un pic redus. Dar se poate cu ei lucra. Trebuie învățat că nu se repede să ia pe nimeni în brațe, decât să aibă doar răspuns la un asemenea gest, deci nu să facă primul. Dacă se întâmplă, atunci se poate, depinde de persoana care este în cauză. Poți să faci de multe ori o respingere ușoară, cu foarte multă grație și cu foarte multă înțelegere, ca să nu jignești, fiindcă este nevoie de respingere. Adică nu-i poți permite unui adult să te ia în brațe într-un loc public și să-i explici frumos că ai pentru el toate sentimentele bune și că vor putea continua comunicarea în alt mod. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați învățat, măcar așa punctual, în trei situații, cum ar trebui să reacționăm. Sper că a fost de folos. Cu siguranță. Vă mulțumim pentru prezența în misiune. Eu vă mulțumesc. Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși.